De intrarea în postul Paștilor, înainte de intrarea în postul Crăciunului, înainte de Duminica cea Mare a Cincizecimii, Duminica creștină, când a luat ființă Biserica ca organism al mântuirii și sfințirii noastre prin pogorârea Duhului Sfânt, cu o zi înainte, este tot o sâmbătă dedicată pomenirii morților. De ce, iubiți credincioși? Pentru că, vedeți, sunt aceste popasuri duhovnicești în cursul anului liturgic când îi pomenim, ne pomenim morții. Neamul nostru a știut întotdeauna, din cele mai vechi timpuri și până astăzi, să-și pomenească morții, să-și pomenească înaintașii, pentru că istoria neamului nostru a fost împletită întotdeauna cu suferințe și cu biruințe, cu răbdare, cu o cruce pe care a dus-o, dar s-a bucurat și de clipe de înviere, de clipe de unitate, căci anul acesta este anul centenar, când vom sărbători 100 de ani de la unirea, de la Alba Iulia din 1918 și formarea statului unitar român. Ne aducem aminte în mod deosebit în anul acesta și în aceste zile când facem pomenire pentru cei adormiți. Ne aducem aminte de cei care s-au jertfit pentru acest ideal sfânt al unității naționale, de personalitățile bisericești și culturale, politice, sociale, care și-au înscris numele în istoria acestui neam. Desigur, fiecare din familie își știe morții lui și și-a scris pe pomenic și pomenim că ne simțim solidari cu ei, dar solidari cu toți cei care sunt din neamul nostru. Este o expresie a solidarității noastre, a legăturii dintre generații, dacă vreți, iubiți credincioși. Ne simțim solidari cu cei care s-au mutat și ei se simt acolo solidari cu noi. Nu există două biserici, ei s-au mutat din biserica aceasta pământească, trecătoare, care este laboratorul pregătirii, mântuirii și sfințirii noastre. Ei s-au mutat în biserica împărăției lui Dumnezeu, în comuniune cu sfinții bineplăcuți lui Dumnezeu, desigur, după cum le-au fost purtările aici pe pământ, dacă au făcut cele bune și au avut viață curată, dreaptă și cinstită, bineplăcută lui Dumnezeu, în ascultare de biserică și de poruncile statornicite de Hristos în biserica sa. S-au mutat și se bucură de comuniunea celor drepți. Au loc de la Dumnezeu, desigur, după judecata particulară a fiecărui suflet, după cum le-au fost viața lor, după cum a fost viața lor aici pe pământ, moștenesc împărăția lui Dumnezeu de dincolo de mormânt, mai aproape de Hristos sau mai departe de Hristos, dacă în această lume l-au marginalizat pe Hristos, n-au știut de Hristos, n-au știut de biserică, n-au avut viață curată și Dumnezeu știe tainele omului, nu știm cu câte păcate s-au mutat în împărăția lui Dumnezeu, adică dincolo, pe planul vieții celei veșnice. De aceea noi facem rugăciune și biserica se roagă pentru orice suflet care a trecut dincolo. Pentru că prin rugăciunile bisericii și prin milostenile noastre, ale dumneavoastră și ale noastre, care le facem în numele celor adormiți, prin lumânările care le aprindem, prin colivele care le pregătim, prin milostenile pe care le facem când împărțim la cei săraci, prin grija pe care le-o purtăm față de mormintele lor și de crucile de la mormânt, ei se bucură acolo unde sunt sufletele lor, se bucură că noi nu i-am uitat, că ne arătăm prin aceste gesturi liturgice, le-aș numi, recunoștința față de ei, dar în primul rând ne rugăm pentru sufletele lor, ca Dumnezeu să le ierte păcatele pe cei care n-au apucat să se pregătească în lumea aceasta și au trecut unii în mod neașteptat, repede dincolo, n-au mai apucat să facă nici pocăință pentru păcate, nici să se mărturisească. Dumnezeu, văzând faptele noastre pe care le facem în numele lor, le mai iartă din păcate în milostivirea sa, că Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni, niciun suflet, nici de cei care suntem în viață și nici din cei care s-au mutat. Și în bunătatea sa îi mai aduce pe unii de la întuneric
spre lumină. Pe cei care sunt în lumină, le dă mai multă lumină și îi încununează cu slava sa. Desigur, sunt și oameni care au plecat nepregătiți, cu păcate grele. Biserica îi pomenește, dar apelăm la milostivirea și la puterea și la iubirea lui Dumnezeu, care spune că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Căci bucurie se face în cer pentru un păcătos care se întoarce cu pocăință. Avem timpul acesta pe care ne-l-a dat Dumnezeu, anii pe care ne-a dat Dumnezeu în viața aceasta. Aici ne pregătim mântuirea, iubiți credincioși. Aș zice, aici ne pregătim să fim aproape de Dumnezeu în comuniunea Sfinților sau mai departe de Dumnezeu, dacă desigur nu facem cele bune și avem o viață care nu este conformă cu Evanghelia, cu învățătura Bisericii, care nu-l avem, că nu-l avem pe Hristos în viața noastră, că nu ne pocăim de păcatele noastre în botezul acesta lacrimilor pe care Dumnezeu ne l-a dat la îndemână, adică taina Sfintei Mărturisiri, prin care ne mai despovărăm de păcate și plecăm când Dumnezeu ne cheamă la sine mai ușurați. Acolo sufletele noastre se ridică mai ușurate în fața lui dreptul judecător, care să știți că va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Nu faptele făcute după moarte, ci faptele făcute aici, câți ani ne dă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Acolo este cântarul acesta al lui Dumnezeu, cântarul dreptății divine, căci fiecare suflet după moarte este judecat, dar ceea ce primește, fie bucuria dreptilor sau înstrăinarea de Dumnezeu, dacă n-a făcut fapte bune, este provizorie până la învierea universală, până la judecata universală. De aceea Biserica ne pune mâine în față tabloul acesta al judecății universale, care se va întâmpla la sfârșit de istorie. Istoria aceasta a omenirii va avea un sfârșit. Dumnezeu spune că va fi ca o transformare a lumii într-un pământ nou, într-un cer nou și un pământ nou. Toate se vor schimba. De clipa aceea nimeni nu știe decât Dumnezeu Tatăl. Dar clipa aceea va fi la sfârșit de istorie, când Mântuitorul Hristos, lui s-a dat judecata. Nici Duhului Sfânt, nici Tatălui. Tatăl știe acea clipă, dar toată judecata a lăsat-o Fiului, ca unul care s-a întrupat și s-a făcut om și și-a asumat condiția noastră umană și ne-a trecut prin cruce și ne-a dat slava învierii și ne-a dat nădejdea învierii. El a înviat din morți, începătură făcându-se celor adormiți. Pentru că înainte de toate, din punct de vedere teologic, ceea ce face pentru cei adormiți, parastasele și rânduierile stabilite de biserică, exprimă credința noastră în înviere, în Hristos cel înviat. Dacă Hristos n-a înviat, zice, zadarnică-i credința noastră, spune Sfântul Apostol Pavel, marele apostol al neamurilor. Hristos a înviat și El ne-a deschis primul calea către împărăția lui Dumnezeu. El ne-a dat nouă slava învierii, de care fiecare ne împărtășim în tainele bisericii și în viața aceasta pământească prin lucrările sfinte ale bisericii, lucrându-ne de fapt propria noastră mântuire, asigurându-ne de aici că atunci când Dumnezeu ne va chema la sine și vom trece pragul acestei vieți și ne mutăm în planul veșniciei, Dumnezeu ne va ține aproape de sine, pentru că în această viață am făcut cele bune, am ascultat de Dumnezeu, ne-am despovărat de păcate, ne-am spălat haina sufletului ori de câte ori am avut prilejul și ne înfățișăm înaintea dreptului judecător și dăm răspuns de purtările noastre, de gândurile noastre și de toate cele ascunse ale noastre. Atunci, la judecată, se descoperă omului întreaga sa viață, cu atât mai mult la judecată universală, când Hristos va veni de data aceasta pe norii cerului, cu slavă multă, să judece vii și morții. Credința noastră în înviere ne dă această certitudine că și morții vor învia, pentru că trupurile lor sunt înmorminte într-o așteptare a acelui ceas al învierii universale. Cu morții noștri ne vom mai întâlni, iubiți credincioși,
Cel puțin în ceasul acela de sfârșit de istorie, când morții vor învia, că Hristos va veni să judece vii și morții, pe cei care vor fi vii, adică vor fi înviați atunci, în clipa aceea, la sfârșit de istorie, și aceia vor suferi o transformare ca și când ar fi trecut prin moarte. Că nu ne putem muta în planul vieții cele veșnice decât într-o schimbare rânduită de Dumnezeu cel atotputernic. Dacă lumea întreagă va suferi această transfigurare în cer nou și pământ nou, și noi oamenii ne vom schimba. Cei vii se vor schimba, iar cei morți vor învia. Dumnezeu în atotputernicia sa va trimite sufletele lor și din morminte morții vor învia. De aceea în Hristos se explică și se adeverește ce pentru noi, pentru învățarea noastră, taina morții. Hristos este cel care ne-a tâlcuit-o cel mai bine, că omul prin moarte nu se desfințează, că omul prin moarte doar trece, e o trecere din viața aceasta pământească trecătoare la viața cerească cea netrecătoare. Trecere din moarte la viață și de pe pământ la cer. El, atotputernicul care a făcut lumea, are atunci putere la sfârșit de istorie, căci are tot timpul, căci este atotputernic, va trimite sufletele vor veni și trupurile vor învia. Chiar dacă nouă rațional ni se pare aproape imposibil acest lucru, cum să mai înviezi un om mort de 200-300 de ani, de 2000 de ani? Dar la Dumnezeu nimic nu se pierde. Și așa cum din nimic a făcut lumea, tot așa va aduna din nou fără mătura existenței noastre. Că trupul acesta pe care l-am pus în mormânt, dar nu ca să se desfințeze, să piară, ci să se desfacă, cum spune rugăciunea, în cele dintr-un care a fost alcătuit. Acel trup se va așeza din nou și sufletul va veni și va fi un trup nou, pentru că și ei vor suferi o schimbare, morții, când vor învia, pentru că trupul se seamănă, trup pământesc înviază, trup duhovnicesc se seamănă într-un necinste. Așa e când mergem cu cineva și îl ducem la mormânt. Trupul după câteva zile deja miroase, se seamănă într-o putrejiciune, înviază într-o nestricăciune, se seamănă într-o necinste, înviază într-o slavă, se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Cu acele trupuri noi, transfigurate, toate generațiile de oameni se vor înfățișa înaintea dreptului judecător și va primi fiecare răsplată, acum definitivă, pentru faptele lui. După cum i-a fost viața aici pe pământ, și dacă între timp, pentru sufletele care sunt deja dincolo, în planul vieții cele veșnice, datorită rugăciunilor bisericii și milostenilor care se fac în numele celor adormiți, Dumnezeu până atunci, până în momentul acela al judecății universale, poate să mai schimbe starea unui suflet sau unor suflete. Cum am spus, se mai aducă pe mulți din întuneric și din umbra morții către slava luminii sale cele neapuse. Iată, iubiți credincioși, ce taină trăim, ce taină trebuie să înțelegem că se va petrece cu noi și cu toți cei adormiți ai noștri cu care ne vom mai întâlni. De aceea, de recunoștință, de respect față de ei, că spune în Scriptură, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au găsit vouă cuvântul lui Dumnezeu și priviți la felul vieții lor sau cum și-au săvârșit viața, să le urmați credința, să le urmăm credința moșilor și strămoșilor noștri. Atunci arătăm că îi respectăm, atunci arătăm că suntem urmașii lor cu adevărat. Dar mai mult decât atât, fiind credincioși și crezând în înviere, iată că le facem toate în nădejde aceasta, că odată și odată cu ei ne vom mai întâlni și ei sunt destinați ca și noi să moștenim împărăția lui Dumnezeu, împărăția învierii sale, a vieții cele veșnice pe care ne-a arătat-o Hristos și El ne-a deschis calea vieții cele veșnice de dincolo de planul acesta istoric al vieții pământești. Deci dincolo de mormânt este viața cea adevărată. A spus Mântuitorul Hristos când am îngăiat pe surorile lui Lazar, pe Marta și pe Maria,
și pe ucenici care plângeau că Lazar murise, zice, n-a murit, ci doarme. Deci a descoperit moartea ca un somn și ca pe o trecere, așa cum i-a descoperit pe cruce tâlharului, care i-a mărturisit nevinovăția și dumnezeirea, că tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Zice, astăzi vei fi cu mine în rai. Ce cuvânt frumos! Că tâlharul pe urmă a murit pe cruce, așa cum a murit și Mântuitorul Hristos ca om. Și în acea clipă s-a mutat de la pământ la cer. A fost primul cetățean al raiului, tâlharul mântuit de pe cruce. Că a mai fost un tâlhar, acela nu l-a mărturisit, nu i-a mărturisit nevinovăția lui Hristos, ci îl hulea împreună cu toți ceilalți. Acela nu s-a mântuit, iubiți credincioși. Unul singur s-a mântuit că l-a mărturisit pe Hristos. Pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Iată, credea într-o împărăție de dincolo de viața aceasta. Deci prin mutare, el s-a mutat din viața aceasta într-o clipă. Când a închis ochii de pe cruce, a fost primul cetățean în împărăția lui Dumnezeu. Iar pentru noi ceilalți, Hristos este Cel care ne-a deschis drumul și a deschis, în primul rând, tuturor drepților Vechiului Testament. Pentru că așa spunem într-o rugăciune și așa și este. Înmormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul, pe Tatăl, cu Tatăl și cu Duhul împreună ai fost pe scaun, Hristoase, Cel ce ești pretutindeni, că în timp ce Mântuitorul se afla cu trupul în mormânt, că a fost coborât de pe cruce, cu Duhul s-a coborât la iad și a eliberat pe toți drepții Vechiului Testament. A deschis calea tuturor celor din Adam, în primul rând celor care au crezut în arătarea Lui că va veni Mesia și că El este Mesia, profeții în primul rând și drepții Vechiului Testament care au crezut în venirea Lui Hristos, au fost eliberați prin puterea Sa și ei se bucură și ei de slava învierii Sale. Pentru că Hristos este necuprins, cuprinde cerul și pământul și cele de dedesubt. Iubiți credincioși, astăzi pomenim pe cei adormiți să rânduiască Bunul Dumnezeu ca prin rugăciunile bisericii, prin gesturile dumneavoastră frumoase de credință, că vă păstrați pe linia tradiției credincioase a spiritualității noastre bisericești, românești și ortodoxe deopotrivă, prin colivele pe care le-ați făcut, prin lumânările pe care le aprindeți pentru cei adormiți, prin pomenicile pe care le-ați dat și prin darurile pe care le veți împărți în numele celor adormiți, să aveți această certitudine că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile și pentru gesturile dumneavoastră, pentru credința dumneavoastră și pentru rugăciunile bisericii care cuprinde într-un șuvoi liturgic pe noi, pe toți, și cei de aici și pe cei de dincolo, Dumnezeu se va milostivi de sufletele celor plecați și va aduce acolo unde strălucește lumina slavei Sale. Dea Bunul Dumnezeu ca sufletele lor să se odihnească, așa cum spunem în rugăciunile bisericii, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor și să ne dea răspuns bun la înfricoșătoarea judecată, când va veni cu slavă pe norii cerului să judece vii și morții. Amin.